Primăria Municipiului Craiova, prin Direcția Impozite și Taxe, a demarat procedura de încasare a impozitelor și taxelor locale prin ghișeele agențiilor BRD din Municipiul Craiova. Craiovenii își pot plăti taxele și impozitele și la ghișeele pe care BRD le are deschise în toată Craiova. Direcția de Taxe și Impozite a Primăriei a stabilit un protocol de colaborare cu această bancă, astfel încât să nu li se perceapă niciun comision celor care vor dori să-și achite datoriile la bugetul local direct din incinta băncii. Este pentru prima dată când se merge pe această variantă, autoritățile fiind interesate ca, de la anul viitor, să extindă procedeul și cu alte unități bancare. Încasarea taxelor și impozitelor de la craioveni se poate face la oricare dintre sucursalele pe care BRD Grup Societe General le are deschise în oraș, potrivit autorităților locale. Este vorba de 20 de agenții pe care unitatea bancară le are în toate cartierele din Craiova, începând cu cele din centru și terminând cu ghișeul pe care l-are deschis la aeroport, toate fiind pregătite pentru a primi banii de la contribuabili. Achitarea datoriilor la bugetul local se poate face și cu cardul bancar pe bază de utilizator și parolă, prin intermediul paginii web www.ghiseul.ro. Utilizatorul și parola vor fi puse la dispoziția contribuabililor prin completarea unei cereri de emitere sau schimbarea informațiilor de autentificare în Sistemul Național Electronic de Plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.